Astăzi a avut loc o ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnul Severin, în cadrul căreia au fost discutate 8 puncte importante pe ordinea de zi, printre care faptul că primăria a reziliat contractul cu firma Mehedin Țigaz. În cadrul ședinței de îndată, primăria municipiului Drobeta Turnul Severin a reziliat contractul cu firma Mehedin Țigaz. De-a lungul anilor, această firmă nu a făcut decât să creeze neplăceri severinenilor și să nu își îndeplinească atribuțiile stabilite prin contract. Prin această măsură votată în unanimitate de către consilierii locali, se urmărește extinderea rețelei de gaz în tot municipiul, pentru că în acest moment, din cauza firmei Mehedin Țigaz, se pare că este blocată. Astăzi am reziliat contractul cu Mehedin Gaz, un lucru care recunosc trebuia făcut mai de mult. Din păcate, sunt foarte multe inadvertențe în activitatea Mehedin Gaz. Nu și-au onorat obligațiile din contractul de concesiune. Oamenii au venit, nu primesc contoare, nu se țin de cuvânt în ceea ce privește extinderea rețelei de gaze. Am văzut și noi la nivel de municipiu. Am tot încercat să colaborăm. Le-am trimis hârtii, le-am trimis documente. Am avut cu cei de aici local, pentru că de la București n-a reușit să ne întâlnim, le-am explicat ce așteaptă cetățenii, orașul de la această firmă, n-am găsit înțelegere. Mai mult decât atât, nu și-au plătit nici redevențele normale. Am avut tot timpul de-a lungul anilor aceste discuții. În ședința de Consiliu de astăzi am constatat faptul că în continuare nu și-au plătit aceste redevențe și am reziliat. E o decizie grea, dar mi-o asum pentru că în același timp această firmă blochează extinderea rețelei de gaze de ani buni. Oamenii cer lucrul acesta într-un sondaj făcut de primărie, 95% doresc extinderea rețelei de gaze, iar Mehedin Gaz de o perioadă lungă de timp n-a mai făcut un metru de rețea. Mehedin Gaz nu a respectat prevederile din contract nici față de primărie, dar nici față de cetățenii municipiului Drobeta Turnul Severin. De 3 ani de zile, Mehedin Gaz n-a mai făcut un metru pe propriile lor posturi, cum aveau în concesiune, spunând că au terminat contractul de concesiune în municipiul Drobeta Turnul Severin. Adică, domnule, ce am avut noi în contract, noi am făcut, am realizat. În acest moment, suntem în discuții avansate pe Anghel Salini și avem alocați 120 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaze în municipiu. Acești bani ne-ar fi de folos să terminăm tot ce înseamnă extinderea rețelei de gaze. Deci, cu acești bani, Severinul ar putea avea rețea de gaze în tot orașul. Una dintre probleme este legată de faptul că eu, ca și primar, trebuie să dau o declarație prin care, pe propria răspundere, în care să spun dacă Anghel Salini, extinderea acestei rețele de gaze, nu se suprapune cu obligațiile Mehedin Gaz. Eu trebuie să dau aceasta. Am cerut Mehedin Gaz, le-am cerut să ne dea la rândul lor o declarație în care să spună, domnule, noi ne-am terminat, nu mai avem pentru municipiul Drobeta Turnul Severin nimic de făcut, să dea această declarație. Da, da, o dăm. Bineînțeles, nu au dat niciun fel de declarație, n-au mai răspuns la telefon, n-am mai reușit să dăm de ei în acest moment. Făcând acest lucru, eu neputând să dau această declarație, efectiv au blocat această investiție pe Anghel Salin. De asemenea, în cadrul ședinței au mai fost discutate și alte puncte de pe ordinea de zi, cum ar fi aprobarea indicatorilor DALI pentru reabilitarea parcurilor din zona centrală a municipiului Drobeta Turnul Severin. Aprobarea indicatorilor DALI pentru proiectul privind reabilitarea parcurilor din zona centrală. Vorbim de Parcul Gării, Parcul Dragalina și Parcul Rozelor. Intrăm pe, să zic așa, pe ultima sute de metri în a reabilita aceste parcuri. Urmează proiectarea. Vom depune documentele pe axa de finanțare europeană. Avem alocați în jur de 10 milioane de euro. Suntem pregătiți ca în momentul în care se va deschide această axă, să depunem documentele și să primim finanțare
pentru aceste parcuri. Acest lucru reprezintă o investiție extrem de importantă pentru cetățenii municipiului Drobeta Turnu Severin. De-a lungul timpului, primarul municipiului, Marius Creciu, a dorit să vină în sprijinul cetățenilor, luând cele mai bune decizii pentru a crește nivelul de trai, dar și pentru a moderniza și reabilita atât infrastructura rutieră, cea educațională, cât și cea culturală, orașul reprezentând o carte de vizită pentru toți locuitorii.